Surpriză plăcută pentru elevii unei școli dintr-o comunitate defavorizată din județul Iași. Ei au avut astăzi ocazia să-i cunoască față în față pe o parte dintre profesorii cu care au învățat online în timpul pandemiei. Bucuria copiilor a fost mare și primul lucru pe care l-au făcut a fost să le prezinte acestora satul și istoria locului. În timpul pandemiei, când școlile au fost închise, copiii de la școala din satul Ieșan, Hărpășești, au învățat online nu doar cu profesorilor. Fiind o comunitate defavorizată, ei au fost ajutați și de cei de la organizația non-guvernamentală Teach for Romania, care i-a înscris într-un program special de învățare. Acum, cei cu care discutau online i-au vizitat pe copii pentru a se cunoaște. Mai mult, se vor vedea zilnic timp de 2 săptămâni, în cadrul aceluiași program. Cum crezi că o să fie pentru tine? Frumos, distractiv și minunat, că este un sat minunat și sunt bineveniți. Se vor întâlni în timp de 2 săptămâni cu copiii la clasă, au planificat o unitate, își planifică zilnic lecțiile și le livrează către copii. Și e foarte important să vadă dacă ceea ce ei au gândit este relevant pentru copii. Bucuroși de oaspeți, copiii din Hărpășești s-au oferit să le fie ghizi profesorilor lor. O să-i ajut pe profesor ca să învețe satul, să-l țină minte. Tu ce ai vrea să se arăți celor care nu cunosc satul? Ce-o fost de pe timpuri. O să mergem în jurul satului, o să-i conduc. A fost conac. Am spus unde se organizau nunți. Foarte frumos. Ne povestesc părinții. Pentru școală înseamnă un foarte mare avantaj, pentru că există posibilitatea copiii să vadă că educația poate să fie și în alt mod, nu doar cel clasic, în clasă, la bancă, cu domnul profesor în fața catedrii. În proiect sunt implicați și profesorii școlii din Hărpășești, nu doar cei de la Teach for Romania. E o plăcere foarte mare să lucrezi cu copiii de la școala Hărpășești, sunt niște oameni minunați, dar au nevoie de sprijin și de asta suntem atât noi profesorii Teach, cât și cadrele didactice care au depus timp de 10 de ani o muncă foarte bună în ideea de a-i ridica și de a ridica comunitatea la rândul ei. În zilele următoare, copiii vor lua parte la celelalte activități din cadrul școlii de vară, un eveniment unic pentru ei, dar și pentru cadrele didactice.